De la vărsat ceva și căzături, la lucruri cu adevărat scârboase. Vom dezvălui multele chestii care îți pot strica total ziua. Poftim, David! Eu arată ca un castron cu noroi! Haide, mă, e bun pentru tine, gustă-l! Nu știu ce să zic, mamă! Scârbos! Nu pot să mănânc așa ceva! Sunt niște lături! Ce zici de tortul ăla de acolo? Am mai multă poftă de el? Atât multă glazură? Nu, în niciun caz! Știu! Mereu ți-a plăcut portocalele! Dar nu e același lucru ca un tort, mamă! Nu, mersi! Poate mai am altceva? Niște iaurt bogat în proteine? Uite ce-am pentru tine, David! Nu știu! Nu cred că o să-mi placă! Stai! Cred că mi-a venit o idee și mai bună! Necesită o mică pregătire! Descojește niște portocale, apoi înfige-le într-o frigăruie din lemn. Pune-le într-un vas mare ca ăsta. Și acum toarnă iaurtul tău preferat. Ăsta o să fie delicios împreună cu fructele. Și poți să adaugi oricâte arome diferite vrei. Aproape că s-a umplut vasul, acum hai să-l băgăm nițel în frigider. Și după doar o jumătate de oră o să obții o gustare delicioasă. Pune obiectul pe orizontală și scoate frigăruia. Ar trebui să stea ok și fără ea. Apoi tai obiectul în felii. Nu-i așa că arată frumos înăuntru? E ca și cum ai mânca desert, dar fără zahăr în exces. Ăsta-i mic dejunul meu? Așa da! Miroase grozav! E timpul pentru o după-amiază fără telefon și știu exact cum să sărbătoresc. Ce? Mă sună Kevin? Ce să aleg? Cred că trebuie să câștige Kevin. Hei, ce mai faci? O secundă, da? Tipul meu preferat de acadea! Cât de norocoasă să fiu! E cu limonadă de căpșune preferata mea! Aia era mea! Nu mai vreau acum! Eh, mă simt prost acum! Vezi sfera asta de plastic? Desfă-o și bagă acolo bomboanele tale preferate! Acum pune o picătură de lipici cald aici. Apoi lipește un băț gigantic. Și împachetează-o în hârtia ta preferată. Lizzie? Încă ți-e dor de acadeaua ta? Ce zici de două uriașe? Sună ca niște maracas, nu? Acum merită să dansăm! E doar a ta! Cum să mai fii supărată pe mine acum? E cea mai mare acadea pe care am văzut-o! Desfă-o! Frate, gustările astea de după școală sunt nasoale! Blea, plictisitoare! Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu! Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață! Hai să anunțăm tortul! Oare câte felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite! O să fie grozav! Ce bun a fost, nu-i așa? Stai! E un bilețel sub chestia asta? Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da! Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă! Apoi adaugă niște bezele uriașe! Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bagă nițel tava în cuptor! Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor! Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O
pleacă la nebunie, mamei? A ajuns acasă! Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Mai ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! Îți chioreie burta? Atunci poate n-ar strica să afli niște trucuri alimentare ingenioase! Și trimite! Mi s-a făcut foame din cauza e-mail-urilor ăstora! Ce mare e bolul ăsta! O să mă țin ocupată ceva timp! Hai odată! Oh, unghia mea! Ce abia am făcut în manicura! Fistic idiot! Dar tot îmi place foarte mult! Nu, nu merită! Pot să-mi folosesc dinții? Sau nu? Ce-am făcut? Ăsta era în gura mea! Acum nu mai am de ales! Stai puțin, Emma! Tu ești! Super spărgătorul de nuci! Am auzit că ai probleme! Dă-l încoace! Iar ne-am întâlnit, fisticule! Să trecem la treabă! Da! Uite! Folosește altă bucată de coajă pentru a-l desface! Ai înțeles? Nu ți-ai rupt nicio unghie! Ce simplu e! Și ce delicios! Mulțumesc! Spor la fistic! Mi-a schimbat definitiv viața! Mă uit la toate filmele cu supereroi! Hei, și eu! Mâncăm? Ce bine arată pastele astea! Așa, cu ce să încep? Nu știu dacă mă ajută furculița. Mai bine folosesc mâinile. Ce bine-i prinsă carapacea asta! Nu! Iar ai comandat mâncare? Scuze! Nu cred că Emma a observat. Ce bine! Hai să mai încerc o dată. Haide, desprinde-te odată! E ridicol! Aoleu! Aveți niște mărunt? Mulțumesc, domnișoară! Ce? Ăsta e cumva un crevete? Da, e un crevete! Cine ar face așa ceva? Dacă nu sunt bani, nu mă interesează! Au sos de creveți pe ei? Interesant! Ce carapace idioată! Așa! Habar nu are de ce râd! Nu mă las pe gubaș! Te mănânc cu orice preț! Te chinui, nu-i așa? Ia furculița și îndepărtează carapacea cu unul dintre dinți! Apoi desprinde-o pe toată! E ușor, nu-i așa? Și arată delicios! Poftim! Te pricep la creveți? Ce bun e! Mersi! Puiule, gata, prieteni! Fiu, ce ospăț apetisant! Roșiile! Am uitat să le pun în salată! În regulă, le rezolv imediat! E timpul să le tai! Thomas e acasă?
Nu pot să cred că ai luat de-astea! Stai puțin! Fără chipsuri până nu tai roșiile astea! Mă duc în sufragerie! Pf, ce nasol! Câte roșii sunt? De toate? O să dureze o veșnicie! Cât de greu poate fi să le tai? Au nevoie doar de o tăietură rapidă pe mijloc! Încă puțin! Fiu! Serios? Doar atât am tăiat? Câte mai am? Nu o să termin niciodată! Mă pot folosi de capacul ăsta! E bine că e plat! Ia să încerc! 7 roșii, un capac și o tăietură rapidă! Atâta timp cât ții capacul apăsat bine, le poți tăia pe toate odată! Vezi? Obții jumătăți perfecte! Și așa economisești mult timp, doar datorită unui capac! În bol cu voi! Acum nu mai e așa intimidant bolul ăsta plin! E chiar distractiv! Gata! Mama, am terminat! Ce spui, scumpule? Ce amuzant e serialul ăsta! Ah, m-a păcălit! Și apoi m-a invitat în oraș! Evident că am spus da! Uite ce ți-am adus! Vrei și tu una? Nu te super dacă încep fără tine, nu? Oh, eu mi-am luat cu sos extra! Oh, da! Unde sunt creveții? Am cumpărat tăiței cu creveți, nu? Ah! Știu ce să fac! Activează vederea laser! Bingo! E la fund! Acum sigur mă apropii! Pa! Ce faci? Nu trebuie să sapi în cutie, să știi! Fii atent! Dacă îi deschizi lateralele, cutia devine o farfurie! Wow, ce tare! Cred că-l văd! Și am făcut contact! Ah, ce dor mi-a fost de tine! Mersi! Cu plăcere! Acum să mănânc și eu! Wow! Mi s-a făcut foame de la atâta acțiune! Ce perfectă căpșuna asta! Ia să-i punem și ciocolată! Vină la mama! Tot mi-e foame! Ce gust bun are! Nu mă mai satur! E delicioasă! Ups! Trebuie să șterg crema căzută! Ah! Nici măcar nu-mi pasă! E prea bună! S-au terminat căpșunile deja? Nu-mi place deloc când pățesc asta! Așa! Ce avem noi aici? Oh! Nu-mi plac deloc reclamele! Ah! Ce-i asta? Emma a făcut mizeria asta clar! Și șervețelele sunt murdare? Acum sunt mai murdar ca înainte! Ia stai așa! Da, trebuia să mă aștept la asta! Nici măcar nu știu unde să mă șterg mai întâi! Bună, Thomas! Vrei niște căpșuni? Emma, stai! Te rog! Poți face asta mult mai ușor! Bagă paiul pe aici! Împinge-l în continuare până scoți codița! Acum are o gaură, vezi? Urmează partea cea mai tare! Trage niște ciocolată într-o seringă! Umple-o bine!
Acum e timpul să-i faci o injecție. Umple bine. Fără mizerie. Ce interesant și ușor. Super! Conține cantitatea perfectă de ciocolată. Ia să mă servesc și eu. Ți se par utile aceste trucuri alimentare? Ce tare a fost ăla cu fistic, nu-i așa? Nu uita să dai share acestui clip în rândul prietenilor tăi! Ai văzut deja aceste clipuri? Abonează-te la canalul nostru de YouTube! Hei, Thomas! Uită-te la asta! Ce tare e, nu-i așa? Da, da, e tare, dar încerc să citesc! Ia uite! Uită-te la asta! E și mai bună! Of! Nu mai contează! Mi-a venit o idee genială! Apropo de firul ăsta de pescuit, n-o să aibă habar ce-a pățit! Și gata! Am legat paharul de cheie folosind fir de pescuit! Și acum o să bag cheia în doza de suc! Acum o să torn sucul în pahar! Ah, hei! Da, torn niște suc! Ți-am spus să nu mă mai deranjezi! Poftim? Stai puțin! Ce e, Thomas? Cum ți-ai făcut paharul să plutească? Bine, îți arăt! Țin doza așa și încep să torn. Aha, ok! Hai că încerc! Și apoi dau drumul paharului! Nu! Poftim? Ce naiba? Nu a plutit deloc! De fapt, funcționează datorită unei chei! Te-ai prins? Ce amuzant! Un film și tăiței picanți? Cea mai bună combinație! Emma? Ăia nu sunt tăiței? Ești pe cale să sorbi niște păr! Cum te s-a întâmplat asta? Ce scârbos! Și părul meu e lipicios acum! Părul lung e așa enervant! Ar trebui să-l tund de tot! Scuze, dar e cam amuzant! Poate pentru tine? De fapt, soluția era chiar aici! Crezi că e amuzant, nu? Privește schimbarea asta vestimentară isteață! Nu mai stă părul în cale, vezi? Tot îi mai mănânci pe ăia? Stai, am o idee! Acum am scăpat amândouă de păr! Știi ce ar face ora mai interesantă? Hei, vrei și tu? Proful nici nu o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Ce ne-ai simțit? Nu te îngrijora! Sofia? Nu vreau să risc! Sofia? Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta! Apoi trasează-i fundul! E timpul să decupăm chestia aia! Pune lipici cald în mijlocul cercului! Un model în zigzag merge bine! Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos! Perfect! Acum suportul de creioane! După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă! Gata! Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea!
Acoperă-le până nu le vede proful. Ne pricepem să fim și rete. E timpul pentru runda a doua. Am luat bolul perfect cu buline. Ce simpatic e! Ura! Telurile! Avem și funga de făină și laptele. Ești pregătit, Davy? Mai întâi începem cu un ou. Sparge-l în bol, așa. Acum încearcă și tu să faci la fel. Da, pot să sparg și eu un ou. Nu-i așa, mami? Ești gata? Poc! Am făcut o treabă bună cu oul, mami. E ok. Avem nevoie de lapte acum. Trebuie să turnăm niște lapte peste ou. Ok, e rândul tău să pui laptele, David. Ok, îmi place laptele. O să-l turn peste ou. L-a turnat pe tot. E în regulă, cred. E timpul să punem făina. O să torn o parte în bol. Vai, mi-a scăpat făina! Ce miserie! Nu pot să cred că am făcut greșeala asta. Stai liniștită, mami. Avem telurile. Uite, o să pun telul ăsta în punga de făină. David, scumpule, ce faci? Vai, cum ai făcut asta? Acum o să pun făina în bolul meu. Scutur, scutur, scutur! Doamne, cresc un geniu! O să fie un bucătar de nota 10 într-o bună zi, sunt sigură! Da, un bucătar de nota 10! Haia! Hei, Emma, vrei unul? Haide, pungă idiotă! Zici că e lipită! Stai să încerc eu! Ia să vedem! Chestia asta chiar e închisă bine! Nu cred că mâncăm chipsuri azi! Se pare că am obținut ce voiam! Oarecum? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să curăț mizeria asta! Așa că o să mănânc! Zici că am făcut duș în chipsuri! Ok, stai puțin! Putem să ștergem totul! Sau... Chestia asta e mult mai versatilă decât credeam! Scoate piesa de plastic de pe șervețele! Ia-ți punga preferată de chipsuri, lipește piesa asta și ai obținut un ambalaj sigur pentru chipsuri! Emma, încă ți-e foame? Nici nu pot să mă uit la chestiile alea! Dar punga asta e fără explozie! Genial! Hai să vedem cât de repede le mâncăm! O să mai pun câteva bombonele pe deasupra! Emma o să adore tortul ăsta pe care l-am făcut pentru ziua ei! Cred că e cel mai tare tort făcut vreodată! Oh, hei! Ia uite ce tort! Trebuie să-l gust! Da, e ce trebuie! Vii cu mine, tortule! Thomas, stai pe loc! Oh, nu! Tortul meu! Scuze, scuze! Îl pot repara? Uite, zici că e nou! Ăla nu e un tort! E un morman de tort! Nu, nu plânge! Uite, are și o lumânare! Era un tort pentru Emma și acum e distrus! Hai, frate! N-am vrut să-i distrug tortul! Încă mai are câteva ingrediente pe aici! Cred că știu cum să o rezolv! E timpul să topesc niște ciocolată cu uscătorul ăsta! Oh, pare delicioasă! Dar nu o pot mânca, nu încă! Ok, e gata! Acum aceste mici bezele! O să le vărs în ciocolată! Trebuie să le amestec până sunt toate acoperite de ciocolată! Seamănă cu niște delicioase cereale dulci în lapte cu ciocolată! E timpul să torn totul într-o tavă! Perfect! Încape totul! Să presărăm și niște bombonele pentru culoare! Super! Chiar mă pricep la asta!
Acum că s-au răcit, sunt gata de a fi mâncate. Am făcut batoane de ciocolată cu bezele. Lumânărica e cireașa de pe tort. Wow! Cum ai făcut asta? Scuze pentru tort, le-am făcut pe astea pentru petrecerea Emei în schimb. Minunat! Haide, să mergem la petrecere! Haide, dă-te mai la dreapta! Liz, te bat de nu te vezi! Nu! Da! Și-am terminat! A mea e aproape gata! A mai rămas una... Să câștige cea mai bună! Ne întrecem? Clar! Ei bine, cine va face prima mișcare? Câtă tensiune e în aer! Ah, hai, dă-i drumul! Eu am văzut prima cadeaua! Dă-mi-o! Trebuie să mă omori mai întâi! Asta se poate aranja! Nu-mi vine să cred! Am câștigat! Nu e deloc corect! Ba mie mi se pare corect! Acum nu mi-a mai rămas nimic! Ce zi de sâmbătă nasoală! Mi-aș dori să pot face ceva! De fapt, poate că am ce face! Trebuie doar să-mi folosesc talentul culinar! Să-i dăm drumul! Umple un bol cu suc de lămâie și lime! Pune niște picături de colorant alimentar! Amestecă-l bine pentru a se omogeniza! Da, amestecă-l bine de tot! Bun, e timpul pentru gelatină! După ce ai turnat-o pe toată, amestecă-o bine ca să absoarbă puțin lichidul! După ce arată așa, trebuie băgată la frigider! Ia o tavă pentru cuburi de gheață și toarnă amestecul în toate golurile! Gata! Pune-i capacul și umple spațiul gol folosind o seringă pentru ca amestecul să umple toată mingiuța! Da, până sus! După ceva timp la frigider, vor arăta așa! Acum urmează pasul următor! Pune-le pe un bețișor și iată niște acadele din jeleu! Haide! Oare ce reacție o să aibă Lizzie când le vede? Îți place acadeaua aia? Vreau și eu să fac câteva acadele! Am cam terminat-o pe asta! Nu! Of, ce mai face pe șefa? E timpul pentru acadele! Arată bine, nu-i așa? Ce super gustoasă! Ce bine știu să gătesc! Lăudăroasă! Oh, e timpul pentru ceva dulce! Oh, nu se poate! Haideți, nu aveți voie să mâncați dulciuri înainte de cină! Știți regulile? O să iau astea! Dacă vreți o gustare, mâncați rodile astea! Serios? Nici măcar un măr sau o portocală? Glumește, nu-i așa? Cum se mănâncă astea? Nu te uita la mine, habar n-am! Bine că am la mine ciocanul ăsta! Nu! De fapt, am nevoie de un fierăstrău! Nu-i bine! Asta se rezolvă cu scule electrice! Hei, ce naiba faci? Bea tot sucul și a scăpat de semințe! Cum ai făcut asta? Dă-o încoace și îți arăt! Trebuie să o pui pe o latură și să o tai în două! Înăuntru sunt semințele acoperite de pulpă! Trebuie să-i scoți toate semințele! Apoi urmează partea ușoară! Ia o seringă uriașă și începe să o umpli! Bagă cât de multe semințe în cap! Acum adaugă-i pistonul! Poftim! Acum poți să storci sucul direct în gură! Mmm,
ce bun e! Nu trebuie să mă mai chinui cu toate semințele! Ești genială! Sunt nițel umflat în dimineața asta, a? O respirație mentolată o să mă trezească! Nu mai e nimic acolo? Ieși! Ah! Stoarce de la fund, da! Așa! Nu! Doar atât mai aveam! Of! Se pare că e o singură soluție! unde e hârtia igienică? Asta clar nu o să acopere mult! Rămân fără de toate azi! Știam eu că trebuia să fi mers ieri la magazin! Bleah, ce scârbos! Ce poate merge prost la duș, nu? Dar după duș e o altă poveste! Am uitat să agăț prosoapele curate? Oare perdeaua asta de duș e absorbantă? O singură cale de a afla! Ok, să sperăm că merge! Sper să nu mă vadă nimeni cum mă plin prin uf! Sofia savurează un mic dejun delicios în... Ce desen grozav! Poftim o gustare, scumpo! E sănătoasă și delicioasă! Ce să ia? Eu vreau bomboane! Păi, ok, stai să vă ce găsesc! Asta merge! Dar doar una! Poftim, Sunny, dar doar o bombonică, ok? Mersi, tată! Ia o boabă de strugure mai întâi! Bine! Ce fetiță cu minte! Da, sigur, de parcă aș mânca așa ceva! Eu vreau altceva! Șt! Bomboane delicioase! Tata nu o să afle niciodată! Mai iau câteva? Sunt atât de gustoase! Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Tata o să fie atât de supărat! Trebuie să găsesc o soluție! Știu ce să fac! Ok, strugurilor, nu-mi place de voi, dar trebuie să lucrăm în echipă! Scoate bomboana din ambalaj și înlocuiește-o cu o boabă de strugure! Înfășoară ambalajul pe boabă, apoi răsucește capetele ca să-l închizi! Fă asta și cu celelalte ambalaje până când obții un castron întreg! Par chiar convingătoare! O să pun castronul înapoi în dulap! Oh, nu! Se întoarce tata! Poartă-te normal! Ce se întâmplă aici? Wow! Ai mâncat toți strugurii? Ce fetiță cu minte! Ți-am spus că sunt delicioși! Revin imediat! Sunny merită un mic răsfăț! O să-i mai dau o bomboană! Ai mâncat toți strugurii, așa că poți să mai iei o bomboană! Ura! Mersi! Știi ceva? Aș ronțăi și eu una! Oh, nu! Te rog, nu! Nea! Nu prea sunt fan bomboane! Iu. Ce o să fac cu asta? Nu poți urmări un film fără să mănânci popcorn! Și marca asta e preferata mea! Am uitat că trebuie să-l pregătesc mai întâi! Nu am și popcorn gata făcut pe aici? Eram sigură! Of, nici ăsta nu e gata! Acum ce fac? Altă cutie? Oare cine a pus-o atât de sus? Nu! Plouă cu Skittles, oameni buni! Vai de mine! Au căzut peste tot! Ce mizerie am făcut! Nu! Nu în tigaie! S-a terminat furtuna de Skittles? Nu mă așteptam la asta! Au ajuns chiar peste tot! Acolo chiar nu au ce căuta! Cred că trebuie să amân seara de film! Curățenie în bucătărie într-o seară de vineri? Ce nasol! Dar n-ar strica o gustare!
Și am o idee genială! Popcornul ăsta ar avea nevoie de un strop de culoare. O să-l pun în tigaie ca de obicei, dar o să las în tigaie și bomboanele Skittles. A început! Și deja miroase bine! Uite ce culori intense! Încerc unul roșu prima dată! Crezi că are gust de Skittles? Pot afla într-un singur mod! Seara de film e oficial reinstaurată! Salutare! A sosit livrarea de pizza! Ah, bună ziua, domnișoară! Uitați pizza comandată! O zi grozavă! Da, rechinul învinge mașina! Da, scuze, a trebuit să deschid ușa! Pizza! Pizza e preferata mea! Delicioasă! Arată așa de bine! Ador pizza! Ok, vreau felia asta! Arată cel mai bine! Pizza e înțepenită! Nu pot să o iau! Mami poate să mă ajute! Vorbește la telefon! E ok, pot să aștept să termine! Mami, am nevoie să-mi tai pizza! Nu acum, David, dragule! Mami vorbește la telefon! Dar eu vreau pizza acum! E atât de foame! Nimănui nu i-a mai fost atât de foame vreodată! Pizza! Acum s-o duc, Castor! O să rot cutia asta! Pizza se răcește! Aș fi vrut să o pot tăia! Hei, bicicleta mea șmecheră! Arată ca un cutter de pizza! Ia uite cum se îmbâte! Ok, bicicleto, am nevoie de tine! Vrum, vrum! Da! Hai, bicicleto, hai! Taie toată pizza! Salvează situația! Ura! Pizza e tăiată! În sfârșit o pot mânca! Nom, 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 nom. Îmi place pizza cel mai mult! Stai puțin! David, ți-ai luat singur o felie ca un băiat mare! Nu! Am zis că trebuie să distrugi tancul! Da, nu-i atent? Asta e ocazia perfectă! Farsa asta o să fie grozavă! Hei, pot să stau și eu aici? Mersi! Thomas! Am zis pe flancul nostru! Thomas! Of, tot nu-i atent la mine? Thomas! Vai! Prieten, stați puțin! Ce vrei, Tina? Ia uite ce baton proteic am! Ok, mă rog! Ha, a dispărut! Ce? Cum ai făcut asta? Poftim! Am unul ca să încerci și tu! Păi, dacă tu poți, eu pot pentru că sunt mult mai puternic și pocnesc! Ha! Ai picat fix în plasă! Sunt firimituri peste tot! Nu înțeleg! Cum de-al tău a dispărut? A fost o farsă! Tina? O să dau pe spate pe toată lumea cu cina asta delicioasă! Totul constă în folosirea ingredientelor proaspete. Miroase ca și cum puiul e gata. Ce delicios! Un pic mai uscat decât intenționam. Tot o să aibă un gust bun. Cred că o pot rezolva. De ce nu mi-a sunat alarma? Mi-ai făcut nasoale, alarmă idiotă! Trebuie să gândesc rapid! Știu! Sunt genial! Alo? Aș vrea să fac o comandă, vă rog! Mersi! Ce rapid! Mersi mult! Miroase mult mai bine ca al meu! Nu-i așa că e frumos? Pe farfuria mea pare a fi creația mea! Musafira mea! Ceva miroase bine aici! Pentru mine? L-am făcut eu! E fierbinte, ai grijă! Cam murdărește, nu? Ai putea spune și așa! Cred că mi-ajunge! A fost bun, totuși!
Hei, hai să-ți arăt un truc! Pregătit? Ia o tortilla și tai-o până la jumătate așa! Apoi adaugă chestii diferite pe fiecare sfert. Pot fi ingrediente sau sosuri. Apoi împăturește fiecare sfert așa, o pliere pe rând. Ultima! Perfect! Acum nu mai curge nimic! Poftim! Ce delicios, nu? Nu vei mai mânca tacos la fel iar? De? Încă o secundă! Merge așa? Este un port USB standard. Copiii din ziua de azi cred că știu totul despre tehnologie. Slavă Domnului! Deci, așa și-a obținut Hercule puterile supraomenești. Și asta e tot ce am. Pot să mă așez acum? Putea să iasă mai rău de atât? Doamna profesoară, pot să mă duc la baie? Haide, Lana, revino-ți! Acum poate fi doar mai bine, nu? Mă spăl pe mâini de dimineața asta groaznică! Ah, ai grijă la mânecile alea! Lana, suflecă-ți mânecile! Serios? Se pare că situația se mai poate înrăutăți! De-ar deveni la modă mânecile ude! Sper să nu-mi observe nimeni mânecile! Ar face bine să se usuce rapid! E cea mai incomodă chestie! Nimic nu se compară cu mirosul cafelei proaspete! Mmm, și legumele astea mă strigă! Pastele sunt gata? Nu vreau ca spaghetele să devină prea moi! Întâi mănușile, apoi oala! Așa! N-am nevoie de o sită, nu? Sistemul ăsta merge foarte bine! Sau nu? Serios? Astea erau ultimele paste! Se pare că în seara asta mănânc doar salată! S-a zis cu festinul meu italienesc! Și începem! Salutare, prieteni! Azi sunt în bucătărie! O să pregătesc o nebunie! Arată grozav, așa-i? Sunt un bucătar minunat! Oh, n-am niciun like! Ce greșesc! Bună, Jake! E totul ok? Ce s-a întâmplat? Nimănui nu-i plac clipurile mele! Stai să văd! Vai, e nasol! Îmi pare rău, scumpule! Credeam că m-am descurcat bine! Poate merge să te ajut eu! Știu cum să remediez situația! Ai încredere în mine! Am nevoie de popitul ăsta și de niște bezele! O să pun bezelele în popit! Asta a fost ultima! Am umplut un poș cu ciocolată și o să torn în popit! Trebuie să mă asigur că acopăr toată suprafața! Acum trebuie să o las să se întărească! Arată bine! O să întorc invers și o să scot din popit! Hai să încercăm iar! Ia uite, Jake! Ce e? Wow, mamă! Cum ai făcut asta? E uimitor! Mă adoră! Și eu te ador, scumpule! Și pot să mănânc chestia asta! Serios? Mersi! E delicioasă! Sofia, ți-am adus dulciurile preferate! Avantajele de a fi colega ta de bancă! Să-mi scot chestiile aici! Sper să nu fie prea plictisitor azi! Clar am nevoie de niște zahăr ca să încep! Mersi, dragă! Ambalajele astea sunt dubioase! Haide! Zici că e sigilat! Și când Pangea s-a despărțit? Serios? Regulile nu înseamnă nimic pentru voi, copii? O, Doamne, poartă-te normal! Poate că asculți! Ce se întâmplă aici? Bomboane, nu? Nu poate să le ia?
jur că mi s-a oprit inima! Unde rămăsesem? Adulții sunt așa de nedrepti! Balsamul ăla de buze arată ca bomboana mea! Au aceeași dimensiune! Ia să văd! Întâi deschide balsamul de buze. Folosește o lingură ca să scopești balsamul. După ce e goală, bagă acolo bomboana. Ascunsă perfect, vezi? De ce nu m-am gândit la asta? Wow, e genial! Delicioasă! Ai salvat situația, dragă! Cum spuneam? Să dăm pauză! Ce ipocrită! Nutella pe pâine! Există ceva mai bun? O ciocolățică ar face-o și mai și? Niciodată nu e prea multă ciocolată! O, da! Să facem un sandwich! Ce dulce e! A fost cea mai bună chestie! Dar încă mai încape ceva! Lily? Ce-am spus de dulciuri? Doar câte unul odată! Ce zici de niște legume? Nu, tată! Sunt bune pentru tine! Ești o fată în creștere, știi? O să-mi mulțumești mai târziu! Nu știu ce să zic! Bleah! Mă simt ca un iepure! Dar tata nu știe de rezerva mea secretă? Zahăr, frate! Mă simt prost! De ce las să mă influențeze? Sau poate că merge să fac un compromis? Am o idee! Ia o felie de pâine și folosește un pahar ca să faci o gaură în ea. Cam ca o formă pentru fursecuri. Fă asta câtorva felii de pâine. Acum poți să-ți verși acolo bomboanele. E ascunzătoarea perfectă. Și nu uita de felia de deasupra. Se întoarce! Sunt mult mai gustoase, așa-i? Au gust de pământ! Scârbos! Ce bine că am asta! Deci asta numesc eu dietă sănătoasă! Ador biscuiți Oreo! Cel mai mult îmi place să-i desfac! Cea mai bună modalitate de a-i mânca e să încep cu crema! Și acum o să pun la loc biscuiții pentru că nu-i vreau! Vreau și eu un Oreo! Hei, ce naiba? Ăsta nu mai are deloc cremă! Thomas, ce-i asta? Asta e, dacă nu ai fost pe fază! Vai de mine! Ești atât de... Uf! Bine măcar că mai am bezelele astea moi! Hei, mi-a venit o idee! Hei, fraiere! Uite ce pot face cu puterea minții! Mintea mea e magnifică, de aceea poate face crema să crească! Cum? Cum faci asta? Ți-am spus! Trebuie să-ți folosești puterea minții! Aha! Aș putea să încerc, cred! Crești, cremă! Îngroașă-te ca să te pot mânca! Nu funcționează! Alo! Ai uitat să-ți folosești degetele cum ți-am arătat! Ah, corect! O să mai încerc o dată! Hai, biscuite! Hai că poți! Ascultă-mi puterile minții! Ah, mi s-a rupt biscuitele! Ha! L-ai zdrobit bine de tot! Hei, fii atent aici! Te-am păcălit! E o bezea dulce! Ce să zic, ce deșteaptă ești! Mă rog! Ăștia sunt buni! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Am făcut și eu ceva! E perfect! Pare apetisant! Ce-i aia?
Nu! Dă-mi chestia aia! Ha? Unde a dispărut? Nu pot să mănânci nisip! Stai puțin! Poftim, ia-l pe ăsta! Oh, mersi, tată! Era cât pe ce! Ce am în buzunar? Mi-a venit o idee! Ta-da! Bun venit în bucătăria lui tati! Am un blender și mulți biscuiți! Hai să ne apucăm de gătit! O să pun biscuiți în blender! Hai să-l pornim! Ia uite-i cum se fărâmițează! Ce aromă! Acum o să vărs conținutul în farfuria asta! Așa! Un alt preparat clasic făcut de tata! Mua! La revedere! Hei, Sunny! Am ceva pentru tine! Ah, dă-mi! Poftim! Arată ca nisipul! Și pot să-l mănânc! Îmi place! Săptămâna asta a fost nebună! Clar merităm o pizza în seara asta! A fost o idee bună să luăm una mare? Uite ce de brânză topită! Nu mai am răbdare, hai să o devorăm! Nu prea au tăiat-o bine? Vreau o felie! E ridicol! Am o idee! Sunt foarte aproape să o ling! Să vedem cum rezolvăm problema asta! Hei! Nu trece cuțitul prin ea? Nu e așa ascuțit cum credeam! E timpul să tragem de ea! Pizza mea! Vai de mine! Nu voiam mâncare de pisici pe post de topping! Ce grețos! Sau poate nu te deranjează un topic crocant? Nu, clar nu mănânc așa ceva! Ia stai așa! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Ia o conservă de ton și îndepărtează capacul. Fă-i o gaură fix în mijloc folosind o bormașină electrică. Apoi ia o riglă metalică, aliniază-o cu gaura și prinde-o de capac cu un șurub. Înșurubează-l cu degetele până e strâns totul bine. Ia o piuliță și prinde-o de șurub. Perfect! Te întreb ce urmează? Tocmai ai creat un feliator de pizza! Asta da, felită, ia-te bine! Mai bine decât la pizzerie? Repede să răcește! Ce bine miroase! A meritat așteptarea! Clar! Suntem niște genii ale felierii! Oh, nu! După toate astea? E pe drum deja? Mă ucide dacă vede ce dezastru am făcut! Asta înseamnă un singur lucru! E timpul să fac curat! Și, în primul rând... Spălăm podeaua, prieteni! Ah! Hei! Cum de s-a întâmplat asta? Da! Nu te cred! Nimic nu-i mai rău ca niște șosete ude! Eh, să mergem înainte! Of! E așa scârbos! Am reușit! Aproape! Și acum, partea amuzantă! Podelele astea chiar aveau nevoie de un frecat sănătos? Ăsta e un antrenament bun! Aoleu! Și eu credeam că aproape terminasem! Să le spălăm și pe astea! Sunt echipată și pregătită! E cam plictisitor! Putem grăbi nițel treaba? Bine că s-a terminat! Puțin? Cum de n-am văzut-o pe asta? Zici că nu se mai termină curățenia asta?
Frate, ce bine miros ăștia, nu? Pumpariu ca un gust și mai bun. Ups! Ketchupul nu pătează, așa-i? Mersi! Și tricoul ăsta era și nou-nouț. Ar fi fost o alegere bună să purtăm bavețici. E timpul pentru niște cereale. Of, Thomas, îmi stai în cale! Hei, ia uite ce bicepsi am! Sunt tari ca piatra! Da, devin așa puternic! Ia uite! Ah, ce mi se întâmplă? Thomas, termina! Lasă-mă jos! Mă duci până în tavan! Vreau doar să mănânc liniștită cerealele! Hei, dă-mi lingura aia! Da, știam eu că pot să o îndoi! Ah, foloseam lingura aia! E groaznic! Ha, oare să... Da, chiar da! Am cutia goală! Acum am nevoie de un balon! O să-l bag înăuntru, dar țin de ața asta! Acum lipesc ața de capac! Perfect! E lipită bine! E timpul să pun la loc fulgii de porumb! Gata! Și capacul vine la loc peste! Thomas! Am nevoie de tine aici! Uite-l că vine! Să ne prefacem! Sunt aici! Ce vrei? Nu pot să scot capacul ăsta! Poți tu? Ești așa puternic! Bine, dă-mi-l! Ah! Sunt fulgi de porumb peste tot! Ha! Am mers! Te-am păcălit!